Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. După contrele din show matrimonial la care au participat, cei doi își aruncă săgeți usturătoare, văd că de ceva timp s-a reaprins conflictul nostru. Noi am avut un conflict la emisiunea la care am fost acum 3-4 ani. S-a reaprins conflictul în urma unor live-uri pe TikTok, dar eu nu am nimic cu el personal, vreau doar să-mi rezolv conflictul ăsta în cușcă cu el, strict sportiv. Eu și acum, dacă vine, vreau doar să-și ceară scuze că a vorbit foarte urât și de familia mea pe live-uri pe TikTok. Eu nu am vorbit despre familia lui niciodată, am vorbit doar de el, ne-am pontat. Îl provoc pe Bogdan în cușcă. Bogdane, dacă ești pregătit, oricând te aștept în cușcă. Chiar dacă tu ai zis că nu îmi mai oferi șansa, nu-i problemă, o rezolvăm și în altă parte, ne strângem, ne găsim, dar să fie totul organizat, frumos, ca să nu ne întâmpine și alte probleme. Eu nu am nimic cu tine, vreau doar să-ți cer scuze că ai vorbit de familia mea urât și atâta tot. Te aștept să accepti provocarea, a declarat Andy, n-am cum să trăiesc nici singur. Am pe cineva acolo lângă sufletul meu, dar vreau să țin cât mai departe de luminile astea puternice pe familia mea și relația mea, dacă am vreuna sau nu am. În general, oamenii strică ce e frumos și mai ales când ești cunoscut, începi intrigi și îmbârligături care pot duce la niște chestii în care ajungi să te desparți de acea femeie sau nu te mai poți înțelege. Lumea vine cu furtuni, cu neliniște, cu lucruri rele, vorbe urâte și îți aduce furtună în relație și în familie și e bine să ții mai la distanță chestia asta. Dacă aș da timpul înapoi, m-aș gândi de două ori dacă să mai apar la televizor. De multe ori mă gândesc că poate era mai bine să nu apar nicăieri și să duc o viață mai liniștită, a dezvăluit Andy Adetu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.